Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de 1 euro, prima hartă. Emitentă Italia pe perioada Republicii. Monedă de circulație standard între anii 2002-2007. Compoziție bimetalică. Centru de nichel, placat cu cupru nichel în inel din alamă nichel. Greutatea 7,5 grame. Diametru 23,25 de milimetri. Grosimea 2,33 de milimetri. Formă rotundă. Orientare aliniere medalie, sus, sus. Pe avers este o reproducere a omului Vitruvian, un desen de renume mondial creat de Leonardo da Vinci în jurul anului 1492. Este înconjurat de cele 12 stele ale Europei și monograma Republicii Italiene mai sus. Data și marca monetăriei sunt pe părțile laterale ale designului lui Leonardo. Înscrisul RI R 2002 LC. Pe verso, în dreapta, lângă valoarea nominală numerică, este o hartă a Europei cu cele 12 stele care simbolizează adunarea națiunilor Uniunii Europene. Cuvântul euro, parte din valoarea nominală, este în relief deasupra hărții europene. Marginea are 3 părți simțate și 3 părți netede. Această monedă este din anul 2002. A fost emisă într-un număr de 965.725.300 de bucăți. Are o valoare nominală de $1.40. Se găsește la vânzare cu prețuri cuprinse între $82 și $1.000. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă rog să dați like și subscribe. O zi bună!